Duminica aceasta, credincioși argeșeni, dar și din alte părți ale țării, au participat la procesiunea cu moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia, desfășurată între Paraclisul Arhiepiscopal și Ctitoria Sfântului Neagoe Vodă Basarab din Argeș. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a așezat Sfânta Raclă într-un spațiu special amenajat în fața Catedralei Arhiepiscopale. În același loc, înalt preasfinția sa a oficiat slujba vecerniei și acatistul Sfintei Mucenițe Filofteia. În 30 de ani am văzut lucrarea Sfintei Filofteia și minunile ei și marea ei bucurie de a lucra în sufletul credincioșilor și în mod special a mamelor, a pruncilor și a argeșencelor și argeșenii, dar argeșencile care numesc așa de frumos pe Sfânta Filofteia, îi spun Sfântulița. Evenimentele dedicate cinstirii Sfintei Filofteia au fost organizate cu scopul ca toți pelerinii să ajungă să se închine la racla cu Sfintele Moaște și să participe la Sfintele Slujbe în cele mai bune condiții. Sfânta Filofteia ne-a chemat și de data aceasta să ne bucurăm împreună de ziua ei cea prea sfântă și Dumnezeu a binecuvântat ca în această seară să ne bucurăm de o vreme deosebită. Suntem alături de pelerini. Îi încurajăm și îi întărim în aceste momente frumoase și folositoare. Alături de noi sunt preoții din protoieria Curtea de Argeș și elevii seminarului Sfântul Neagoe Vodă Basarab, care ne ajută la bună organizare acestei acțiuni. Am venit și am sărutat-o, m-a trecut fiorul din cap până în picioare și când m-am dus acasă n-am mai avut nimic. Vin de vreo 3 ani de zile la rând și am așa o bucurie mare și o mulțumire că am ajuns. Am venit cu bucurie să regăsesc acest loc care mi-aduce aminte de perioada copilăriei mele și mă bucur că aici se organizează încă acest mare eveniment. Evenimentele dedicate cinstirii Sfintei Mucenițe Filofteia vor continua în Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului în ziua de prăznuire 7 decembrie.